Ai văzut? Și acum văzut ceva ce tu n-ai mai auzit. Poate, nu știu, poate ai mai auzit. De la cine? De, de la, la Beatrice, exact. Uite, am Tudor, tot anunțat-o de ca să-și facă și ea un pic curaj, că să nu plângeți, vă rog frumos. E așa pregătit Beatrice, acolo niște lucruri. Ia, hai. Zile tu, Beatrice, hai, că noi n-au încredere. Noi n-am putea să zicem. Da, noi nici n-am avut curaj. Ne-ar lua la bătaie, da? Cine știe ce mai este sigur, nu, sigur. Sper să nu vă supărați. În România nu e sport național să bați femeile. Ba da, deci, da. Deci, pe Beatrice, mă rog mult. Că o apărăm noi, nu de alta. Eugen, noi nu vreți să vă puneți. Eugen, fii pregătit. Ia zi. Lasă că le-am învățat oricum și fără foaie. Le zice mai bine fără foaie. Să nu ne aduce aminte de începuturile noastre ca formație. Auzi, Beatrice, nu le mai zice. Nu le mai zice, uite și tu, nu. Nu le mai zice. Nu, le zic. Ia-zi. Tudor, ai câștigat atât de multe ori Vocea României, încât Marius Moga a cedat nervos și s-a mutat la Vocea României Junior. Măcar acum e printre ei lui. A? Asta era a? Pentru Moga. Da, zi. Următoarea ar trebui să comentez acum? Nu, poți să stai liniștit. Doar asculți. Doar asculți. Dar interpretează-le și tu puțin așa. Nu știu, ți arăt eu, dar mai târziu. Îmi arăți pentru că ești un actor atât de bun încât rolul tău de cântăresc de succes îți iese foarte bine. Oh, zici, mai ești abonată la Urzica? Adică cam așa sună. Nu. Alea din comunism, când ieșai pe poarta fabricii și îți dădea revista. Amă că asta a sunat ca la Times New Roman, nu ca la Urzica. No, ați vrea voi Times New Roman. Ai umor, mă. Înțeleg că tu-i spediții mai vechi. Îl doare. Ești atât de frumos încât asta? Perna ta îți cântă. Nu te vreau azi, nu te vreau azi. Hai, cine de tot? Bine. Au trecut ani și viața te-a schimbat. Au trecut ani și la Vocea ești jurat, pe Brenciul ai zburat, de 3 ori trofeul l-ai câștigat, dar freza ta e tot de cenzurat. Hai că aici te-a nimerit cu freza. Uite ce mișto e. Eu am întrebat dacă freza aia e reală, știi? Mă gândeam că alea sunt înregistrate alea de la televizor, nu? Ce? Emisiunea. Păi nu, mă electrizează și după aia începem să filmăm. După aia să iar cade. Tehnicul nostru de la vamă spune că este un ananas tăiat pe casă. Știți care este cel mai bun album cu Tudor Chirilă? E albumul ăla cu poze în care apare și Andreea Raicu. Bun ăla. Sau ce-i spune lumea lui Tudor când se întâlnește cu el la mare? Să știi că nici vama nu mai e ce-a fost. Da. Să trecem mai departe. De cât Tudor Chirilă ai nevoie să schimbi un bec? De unul singur. Tudor Chirilă ține becul, iar restul lumii se învârte în jurul lui. Nu e de acord. Asta-s calea cu Chuck Norris. Vama s-a înființat în 2006, când Smiley era în trupa simplu și se lansa oficial în Merge Bine. A scos album în 2008, când Ina lansa superhitul Hot. Auzi, anul ăsta... Nu vrei să le citesc eu, că le citesc mult mai bine. Hai să vedem. Ușor mă adori. Ce vrei, mă, s-a emoționat un pic în fața ta, ce vrei? Vama s-a înființat în 2006, când Smiley era în trupa simplu și lansa oficial în Merge Bine. A scos album în 2008, când Ina lansa superhitul Hot. Anul ăsta lansați album Când pe val e Despacito. În cazul care vă întreabă cunoscuții voștri de ce nu aveți succes, țineți minte motivele astea. Băieți, sunteți atât de rebeli, de ce nu râdeți, mă? Dar nu ești mai amuzant decât de băieți? Băieți, sunteți atât de rebeli încât ați avut curajul să scrieți un album întreg în limba engleză și să ieșiți din tipările vama veche. Iar pentru asta vă felicit. Asta e bună. Am râs. Mai ales la aia cu Andreea Rai. Mi s-a părut extraordinar. Da, de ce? Sincer, mi se pare de căcat faza asta cu fostele iubite și amestecul lor în niște glume în care și așa sunt slăbuțe. Da, mă rog. Da. Hai. Uite, că dacă s-a supărat. Dacă nu o dădeați pe aia, păi probabil asta... Păi și i-am zis, Tudor, crede-mă. Probabil asta ascult. Tudor, crede-mă, i-am zis. Deci, știi cât am vorbit, Tudor, știi cât am vorbit cu ea înainte de emisiune? Beatrice, nu o zice pe aia. Deci nu o zice.
De ce? Nu zice. Nu știu ce a apucat-o acum, deci văzând că nu râs la... Că a fost și vina ta, că n-ai râs la celelalte. Da, dacă... mă, nu mai încerc. Eu i-am zis, eu i-am zis așa. Deci las-o așa de căcat cum a fost. I-am zis, zi 3, zi 3. Las-o așa de căcat cum a fost și mergem mai departe. Lasă-mă, că s-a supărat om. Hai să trecem la 12 octombrie. Păi nu știu de ce m-a supărat, pentru că eu în general lucrurile astea intime nu le transform în circ, știi? Adică faptul că tu ai avut o iubită publică n-are niciun fel de legătură cu... Noi am venit aici să vorbim despre muzică, nu să facem glume de căcat. Primele 5, 6, 7, 9 sunt ok, dar asta mi s-a părut de căcat. Și eu spun așa, de căcat. Păi, ok, ăsta e Tudor Chirilă. Acum nu se supără nimeni, știi cum... Păi, în afară de asta, stai puțin, în afară de nu se supără nimeni. Hai la... Iată, hai să ne întoarcem la 12 octombrie, depășim momentul că suntem oameni mari și lansăm un album în limba engleză. Nu cred că asta vă interesează cel mai mult, sincer. Păi, stai puțin. Nu cred că vă interesează Tudor, că lansăm despre... noi un album Tudor, în engleză. Cred că am vorbit singurul lucru care vă interesează. Tudor, am vorbit 5 minute despre album. Să iasă puțin circ după emisiunea asta și nu este deloc așa. Dă-mi voi să te amintesc că am vorbit cel puțin 5 minute despre album și despre concert. Da? Eu n-am ținut, eu nu fac contabilitate, nu știu, poate tu. Hai să spunem lucrurile pe nume, da? Și am avut un moment în care am vrut să vorbim și despre altceva. Dacă voi ați venit să vorbim despre concert, putem să vorbim doar despre concert. Nu, este un moment în care eu trebuia să stau 10 minute cu moleșinată, citea glume și noi trebuia să ne facem cărere. Și Horia Brenciu, asta a fost 10 minute. Și Horia Brenciu a stat acolo, nu vreau să-mi dau exemplu. Dar nu mă interesează ce cu Horia Brenciu. A trecut prin același, invitații noștri, asta e formatul emisiunii. Fii atent, umorul, dincolo de faptul ăsta, umorul e slab. Crede-mă că vin de la un show care face umor și întâmplător, vin de la un show care are viralul săptămânii în materie de umor. Foarte tare, deci, umorul vostru este slab. Și asta trebuie să ții minte. Adică e slab, nici măcar n-a fost, dar tu ai vrea să fii Times New Roman, dar ăia chiar le au bune. Știi? Da. Unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune. Mai proaste. Da. E ca muzică. Da. Păi da, nu vrei să le încerci pe alea proaste pe altcineva? Adică nu pe mine? Bă, o să le încercăm pe toți. Hai că ne-a dat-o de nu mai nu putem duce dat-o. În dimineața. V-ați dat-o singur, sincer, din punctul meu de vedere. Oare ce ar putea să schimbe starea asta? Nimic, ies cu băieții și beau bere. Ai văzut? Se rezolvă până la urmă. Orice se rezolvă pe lumea asta. Cu cât se termină mai repede, cu atât mai bine. Păi atunci hai să terminăm aici, nu? Bine. Mi se pare un moment foarte bun. Da. Vă mulțumim că ați venit la noi în dimineața asta. Și noi că ne-ați invitat. Ne-a plăcut piesa. Bă, 12 octombrie este place data. Mie îmi place piesa, îmi place și ideea albumului, că m-am uitat acum în chestia asta. Până la urmă, eu cu treaba asta rămân de aici. Că am o piesă... Ai un album în limba engleză. A, nu, dar plecând de la piesă, că pe asta am auzit-o și ieri și azi, am auzit-o, e foarte tare. Mie îmi place piesa asta și asta e cel mai important. O să iar radio Vama și... în concert, sala polivalentă, 12 octombrie, ați auzit când este concertul, mergeți acolo. Noi ne oprim aici cu emisiunea, ne întoarcem și mâine. Cine știe, poate cu una puțin mai bună. Spor, rămâneți cu Digi FM, vin știrile la ora 10. Ca să știi.